Da, da. Vă rog. Era declarație? Va avea mai multe ministere? Nu, eu am declarat și astăzi la ora 2 la conferință de presă împreună cu domnul președinte Dragnea și cu domnul președinte Tăriceanu. Fiind un guvern politic, tot ceea ce înseamnă structură și nominalizări le vom discuta săptămâna viitoare. Eu cred că am răspuns la această întrebare. Toate aceste lucruri vor fi discutate în forurile politice săptămâna viitoare. Era normal să vin la Consiliul Județean. Încă sunt președintele Consiliului Județean. Le mulțumesc colegilor că m-au așteptat. E normal să clarificăm anumite lucruri. O să o fac și după ce sper că se vor încheia lucrurile în Parlament și odată cu depunerea jurământului la Cotroceni, astfel încât lucrurile aici, la Consiliul Județean, să fie cât se poate de clare și lăsate în regulă. De cine veți propune pentru președinția Consiliului Județean? Nu, e de vreme să discutăm aceste lucruri. În primul rând vreau să am o discuție cu cei cu care să avem, nu neapărat eu împreună cu colegii mei, cu cei cu care am format o majoritate pe 4 ani. Majoritate formată în urmă cu 6 luni. Care a fost senzația când ați aflat să fiți prim-ministru, apropo de proiectele din timp? Păi nu. Sincer, am aflat odată cu ceilalți membri sau majoritatea membrilor Comitetului Executiv acolo în sală și sigur că am avut câteva momente de să zic așa, uluială, după care le-am adresat câteva cuvinte colegilor mei din CEX, mulțumindu-i domnului Dragnea și colegilor din CEX pentru vot, pentru că a fost un vot în Comitetul Executiv Național. Pentru că eram foarte convins că doamna Sevil Shaideh, o doamnă pe care o respect extrem de mult, o doamnă foarte, foarte profesionistă, va fi acceptată ca și propunere de prim-ministru de către domnul președinte Klaus Iohannis. Domnul Nicolae Robu v-a transmis pe Facebook, nu pe SMS, obiectivele pentru Timișoara, care ar avea nevoie din partea viitorului guvern pe care îl conduce de susținere. Vă le veți susține? Odată cu încheierea tuturor formalităților, cele legate de Parlament, de depunerea jurământului, dacă lucrurile vor fi în regulă, eu o să devin primul ministru al României. Faptul că sunt din Timișoara, faptul că în aceste zile cei din zona noastră și din Timiș și din Caraș, bănățenii au și cărora le mulțumesc. Și nu doar lor. Dar i-am simțit alături prin mesaje, prin tot ceea ce a însemnat susținere în momente inedite pentru mine. Asta nu mă face să uit de unde sunt, unde trăiesc. Trăiesc în Timișoara, familia mea va rămâne în Timișoara. Copiii mei sunt aici și aproape toți prietenii mei sunt din Timișoara și din zonă. Așa că o să încerc să mă întâlnesc. Odată cu toate aceste lucruri care trebuie făcute în Parlament, toate aceste proceduri, odată cu discuția și aprobarea noului buget, pentru că va trebui să aprobăm într-o sesiune extraordinară nou buget, în mod sigur o să avem o discuție și cu factorii locali de decizie, dar nu doar cei din Timiș. Faptul că Timișoara va fi în 2021 capitală culturală europeană este un prilej potrivit sau vă dă ocazia să susțineți anumite proiecte pentru Timișoara? Orice guvern responsabil
trebuie să susțin acest proiect, care nu e doar al orașului nostru. Este un proiect extrem de important pentru țara noastră și trebuie să se transforme într-un succes. Așa cum a fost susținut în 2007 Sibiul de către guvernul Tăriceanu din acea vreme, e normal ca guvernul României să se angajeze în a susține Timișoara pentru 2021. Sunt lucruri care nu țin de oraș, sunt lucruri care țin de întreaga țară, pentru că toată lumea cred că își dorește ca Timișoara și Timișoara capitală culturală în special să devină un proiect de succes și un succes în sine. E greu să eziți când vezi atâta susținere și atâta încredere pornită de la președintele partidului și de la ceilalți colegi ai mei. Sunt momente în care nu mai poți să eziți, ci trebuie să mergi înainte, să faci tot ceea ce poți ca să nu le înșeli încrederea. Cum credeți că va evolua relația dumneavoastră cu președintele Iohannis în condițiile în care nu ați avut așa o relație foarte directă în ceea ce privește comunicarea după acceptarea dumneavoastră? Am declarat și astăzi. Discuția cu domnul președinte Iohannis de ieri a fost o discuție, dacă pot să o cataloghez, să spun într-un cuvânt cum a fost o discuție decentă. Și ăsta este un lucru extrem de bun, pentru că politica sau alegerile au trecut, în acest moment trebuie să ne ocupăm de administrarea țării. Ce v-a întrebat domnul Iohannis la întâlnirea de ieri? Îmi dați voie să nu răspund. Sunt chestiuni care nu cred că e normal să fie spuse, dar v-am caracterizat această întâlnire ca fiind o întâlnire decentă, mai mult decât atât. Spuneți-mi, rog, care ar fi, în opinia dumneavoastră, trei proiecte administrative, deci nu politice, ale dumneavoastră, care vă recomandă pentru funcția de premier? Acum, eu vă spun că și apreciez că modul în care dumneavoastră puneți întrebări. Eu am încercat și la București, în cele două conferințe de presă. Sper că am reușit să încerc să transmit un anumit ritm. Și anume, vreau ca toate lucrurile să se desfășoare într-un ritm normal. Și asta înseamnă că trebuie să mergem în Parlament, trebuie să fie audiați miniștrii, trebuie să primim votul, pe care trebuie să depunem jurământul. În acel moment, după depunerea jurământului, putem discuta toate aceste lucruri. Până nu sunt epuizate toate aceste etape, cred că e prematur. Eu vă mulțumesc și chiar vreau să transmit, fiind aici presa din Timișoara, din Timiș, chiar vreau să le transmit timișorenilor, timișenilor, bănățenilor, la mulți ani, sărbători fericite și să dea Dumnezeu ca anul 2017 să fie un an mult mai bun decât cei dinainte. Vă mulțumesc mult de tot, sărbători fericite! Sărbători fericite.